Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în praznicul prăznuirii celor 40 de mucenici din Sevastia. Acei pe care îi pomenim primăvara și unii cred că numărând paharul de vin ne aduc cinste. În niciun caz nu acesta este scopul sărbătorii de astăzi. Sfinți născuți în zona Sevastiei din Capadocia, la întâlnirea cu împăratul, acesta le cere să se dezică de împăratul ceresc, spunându-le așa: cum v-ați arătat, ascultător, către mai marii voștri în război, așa să ascultați și acum porunca împăratului, aducând jertfă zeilor. La care unul dintre ei, Chilion, căpetenia celor 40 de ostași excepționali pe care Hristos i-a îngăduit în armata imperială, răspunde: cum am luptat și am biruit pe vrăjmași pentru împăratul pământesc, tot așa voim și vom lupta și pentru împăratul ceresc împotriva vrăjmașilor lui. De fapt, până la urmă, acesta era scopul vieților pe pământ. Sunt arestați, sunt puși într-un geyser de apă, unul dintre ei, în plin frig, fără îndoială, unul dintre ei iese din grupul acesta și temnicerul lor se adaugă pentru ca numărul să fie de plină 40 de mucenici. Cunun din cer coboară, vestindu-i celor care trădase și ieșise din încălcita poveste a uciderii creștinilor, și se arată acestuia supraviețuitor doar cu trupul ce ratase, cum ratase împărăția lui Dumnezeu. Sensul așezării acestor 40 de mucenici înaintea noastră, revin, nu este acela al mâncatului și băutului, ci este acela al ducerii aminte de ce preț măreț s-a plătit pentru ca biserica, credința noastră, Evanghelia lui Hristos să biruie și să treacă peste veacuri până în seara aceasta, 9 martie 2024 după Hristos. E bine să ținem minte lucrurile acestea și să ne bucurăm că îi avem de partea noastră. Mâine este o nouă zi.